Șmecheria la gătit începe de la cuțit. Trebuie să fie ascuțit și ușor de mânuit, dar mai este de dorit să fie și potrivit. La legume, carne, pește, cel de bucătar firește. Dacă tai ceva mai tare, iei santocul din dotare. La friptură indicat, unul lung de feliat. Pâinea proaspătă se știe cu un cuțit de brutărie. Fructe un mezeluri clar, ăsta mic universal. Pentru spart și mărunțit, în afară de cuțit, recomandăm cu tărie foarfeca în bucătărie. Și când termini, e ușor să le pui la locul lor. Ah, și foarte important, zice șef Nicolae Tant. Dragilor, oțel german. O nouă colecție de cuțite Vives este acum la Penny. Nu se ciobesc, nu se tocesc, nu ruginesc. Ia-le pe toate la un preț special cu punctele bonus. Penny știe ce ne place.